Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile și toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Iar în această perioadă sunt multe lucruri care se întâmplă în județul Hunedoara, fie că vorbim de administrație, de proiectele pe care unii dintre primarii acum se zoresc așa să le finalizeze, fie că vorbim despre ceea ce o să urmeze în perioada următoare, mă refer aici la alegerile locale și europarlamentare care vor avea loc în data de 9 iunie. Este mare agitație, nu doar în județ, ci în întreaga țară, după cum bine vedeți. Astăzi ne vom canaliza atenția însă asupra unor proiecte pe care cei de la Alianța pentru Unirea Românilor le au pentru sănătatea dumneavoastră, în primul rând, a hunedorenilor. Pentru că, o spun de fiecare dată, cetățenii ar trebui să fie cei care contează cu adevărat în toată această ecuație politico-administrativă. Așadar, astăzi am adus alături de mine oameni care, într-adevăr, lucrează în acest domeniu, specialiști care au și găsit soluții pentru a îmbunătăți serviciile medicale din județul Hunedoara. Așadar, alături de mine astăzi este domnul Marius Mane, candidatul AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Și doamna Alina Nicola, candidat AUR pentru funcția de consilier județean și medic primar medicină de laborator în cadrul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sănătatea, educația, am spus-o de fiecare dată, ar trebui să fie cei mai importanți piloni ai unei societăți sănătoase și educate din toate punctele de vedere. Simțiți, domnule Mane, că avem, județul Hunedoara are cei doi piloni, cei mai importanți, poate, bine puși la punct din acest punct de vedere? Ați călătorit mult în ultima perioadă și ați putut observa. Am fost și am bătut cumva județul ăsta dintr-un capăt în altul, ne-am confruntat cu diferite probleme, o parte din ele le-am prezentat până acum. Astăzi ne-am propus ca, alături de colega noastră, doamna dr. Alina Nicola, să prezentăm câteva din problemele legate de asistența medicală din județul Hunedoara. E necesar să le prezentăm și pe măsură ce le vom și identifica din toate zonele să le și încercăm să le rezolvăm. Ceea ce am găsit la nivelul județului sunt probleme legate de asistența medicală pentru ceea ce înseamnă medici de familie. Este un deficit în acest sens și sunt probleme pentru cetățenii care locuiesc în mod deosebit în zonele mai izolate. Credem că ar fi necesar crearea unui program care să poată asigura acest acces la actul de medical prin motivarea medicilor de familie care să creeze un centru de permanență pentru fiecare zonă unde ar fi necesar ca pacienții, eu știu, mai în vârstă, cu posibilități materiale mai reduse sau cei care nu se pot deplasa, să poată primi această asistență medicală în zonele în care locuiesc. Noi, prin caravana medicală care a funcționat la noi în județ, am încercat să facem tot ceea ce ține de o minimă asistență medicală, să facem și unele analize. O caravană medicală care a mers înspre pacienți, înspre acei oameni exact de care aminteați și dumneavoastră puțin mai devreme, mulți dintre ei în vârstă, poate chiar singuri, și accesul uneori este cumva limitat, pentru că fie nu au transport, mijloace de transport în comun, fie nu au, sau poate distanța pe care trebuie să o parcurg este una mult prea mare și atunci cumva sunt limitați. Da, nici posibilități materiale exact nu au și unii au avut chiar o bucurie când au reușit să vină la această caravană medicală și să primească serviciile medicale necesare sau ceea ce trebuiau să fie asigurate în modul necesar pentru toți cei care
simt și au nevoie de a-și rezolva probleme de sănătate. Aici, și doamna, o să-mi îndrept atenția acum către Nicola, doamna doctor, pentru că ați participat, detalii, ați fost acolo în mijlocul acțiunii, cum se spune. O caravană apreciată, cum spunea și domnul Mane puțin mai devreme, de către mulți dintre hunedoreni, cum este și firesc până la urmă, pentru că nu sunt oamenii obișnuiți să primească ceva așa gratis. Benevol, exact. Ați fost implicată în acest proiect. Cum ați simțit oamenii? Pentru că sunteți zi de zi în mijlocul oamenilor, dar de data aceasta nu au venit ei la dumneavoastră, v-ați dus dumneavoastră în mijlocul lor. Da, am fost direct implicată, fiind și coordonatoarea caravanei medicale pe județul Hunedoara. Am fost prezentă zi de zi pe caravana, propriu zis, am fost activă, direct implicată în ceea ce se numește evaluarea stării de sănătate a pacienților. Am întâlnit oameni care mi-au spus: doamna doctor, nu am fost la un medic de 8-10 ani. Nu am posibilitatea de a merge pentru că fie sunt vârstnici, singuri, sunt cu diverse probleme de locomoție, nu pot să se deplaseze, nu au posibilitățile materiale. Și am descoperit cu surprindere mulți pacienți hipertensivi care nu se știau cu probleme cardiace, care în urma investigațiilor, monitorizarea tensiunii EKG-ului care s-a făcut pe caravană, o baterie de analize de așa. A fost și o caravană așa, dotată, da, din acest punct, da, de vedere, am avut, pentru că ați reușit să de la pulsoximetrul la tensiometru EKG, am avut posibilitatea să depistăm, să recomandăm și să îndrumăm pacienții spre cabinetele de specialitate pentru a-și stabili o schemă terapeutică. Și a fi luați în evidență, da, mulți pacienți și chiar au fost plăcut impresionați de prezența noastră. Au zis, în sfârșit a venit cineva și la noi în zonă. În zona lui de Mori am avut 270 de persoane în două zile. Cred, da, că e enorm pentru, da, un medic. A fost un volum mare. S-a consultat de dimineața de la 8 și până la 8, pe ultimul pacient, am ieșit undeva la ora 20 și 30 de minute din caravană. A fost un maraton, da, pentru dumneavoastră. Dar nu este ceva imposibil. Sunt obișnuită cu munca contra timp și așa. Și mai ales că am făcut ceva pentru om, consider că nu a fost o oboseală. V-ați respectat acel jurământ, nu, pe, da, care l-ați, da, depus. Da, și, da, asta este cel mai important, da, până și la urmă. Și am continuat, am mers în zone, într-adevăr, în care actul medical este limitat datorită zonelor greu accesibile. Am fost la râul Temori, după care am continuat în zona Vața și aici am avut satele care, iarăși, foarte greu acces la actul medical, distanța mare între spitale. Și cam în general, vârstnici, doar, da, un, multe, da, avem un deficit, din păcate, da, de personal pe și toate relieful domeniile. Nu ne prea ajută din acest ajută, punct de vedere. Din, păcate, din alte, da, puncte de vedere, da, dacă vorbim de turism și așa mai departe, turism, dar... Dar, da, pe parte de... Ca să faci, da, turist, trebuie să fii să tot până la urmă. Corect, da. Și e clar că partea asta, doamna doctor, cred că a evitat să spună inclusiv analizele de sânge care la celelalte, eu știu, asociații care se mai ocupă de partea asta de asistență medicală nu erau ca și dotări. Noi am avut inclusiv așa ceva și am înțeles că în noi 10, am avut, 15 inclusiv, minute, da, un aparat pentru hemoleucogramă, am putut să determinăm o hemoglobină, o parametrii hemoleucogramei, am avut aparat de biochimie care puteam să determinăm probele hepatice, colesterolul, trigliceride. Deci aveam o baterie de minim de evaluare a stării de sănătate, nu o simplă glicemie printr-un glucometru care putem să facem și acasă, da, am, exact, încercat să ajutăm, da, am mai avut și parte de oftalmologie, am avut pe parcurs optometrist, medic oftalmolog care ne-a însoțit, medic stomatolog, a fost o evaluare stării de sănătate pe parte de stomatologie, unde chiar avem o problemă și la cabinetele de stomatologie. Ar fi ideală o colaborare între medicii de medicină dentară și cabinetele școlare. Din păcate,
Aici este o problemă la nivel național, nu numai județ, dar chiar ar fi ideală să avem o colaborare cu cabinetele de medicină școlară. Da. Da. Noi, în continuare, prin Partidul pentru Alianța pentru Unirea Românilor, avem un program venit în sprijinul românilor, în sensul că partidul a realizat o colaborare cu o parte din medicii de familie din județele în care caravana medicală a trecut, și această colaborare se va materializa prin donarea unor autoturisme către acești medici de familie, care să le asigure deplasarea acestor medici în zonele izolate, care să poată să fie cumva acoperite de cei care își doresc să vină în sprijinul cetățenilor cu posibilități limitate, cu posibilități de deplasare mai reduse. Deci vă doriți cumva permanentizarea acestui proiect? Da, proiectul trebuie să câștige teren, pentru că noi ne-am propus inițial, ca partid vorbesc, să facem un spital, dar legislația nu ne permite și atunci încercăm prin ceea ce ne permite legea să venim în sprijinul cetățenilor, pentru că banii care i-am primit de la buget să nu-i folosim pentru activitățile politice, ci o parte care să fie consistentă, să fie redată cetățenilor pentru nevoile lor. Eu zic că este nevoie și de implementarea unui program de asistență medicală la domiciliu pentru persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, ca să ofere servicii de îngrijire și tratamente care nu sunt de urgență. O parte sunt asigurate la nivelul orașelor și municipiilor de direcțiile de asistență socială, dar la nivelul comunilor nu prea există, și atunci trebuie să identificăm formele legale prin care noi, la nivelul județului, putem interveni și, de ce nu, când vom ajunge și la guvernare, să încercăm să modificăm legislația în așa fel încât să putem veni în sprijinul celor cu nevoi în acest domeniu legat de sănătate. Aici putem discuta și despre servicii de monitorizare a pacienților care necesită o supraveghere periodică și permanentă, care poate fi făcută prin aparatură medicală modernă conectată la internet. Noi așa credem că ar trebui să facă telemedicina, adică nu te duci doar cu un autoturism, cum spunea și doamna. În prezent există un astfel de proiect la nivelul județului. Există, dar de telemedicină. Serviciile astea doar de prevenție și de, cum să spun eu, nu cred că sunt suficiente pentru a interveni în real în sănătatea oamenilor. Nu este suficient doar să le spui că nu au voie să consume anumite produse sau anumite medicamente sau, eu știu, alcool, cafea, orice altceva, în funcție de problemele medicale pe care le au. Și atunci consider că este necesar ca această monitorizare să se întâmple cu aparatură modernă, și aici cred că doamna Nicola ne poate oferi mai multe detalii legate de cei care au probleme cardiace sau... Și totuși suntem în secolul vitezei, în secolul digitalizării. Aceste lucruri, practic, ar putea să fie așa, doar la un clic distanță, da, și să fie mult mai ușor și pentru medic și pentru pacient până la urmă. Da. Vă rog, doamna doctor. Pentru că sunt vârstnicii care mulți, din păcate, sunt singuri și nu au cum să sesizeze atât de rapid o problemă de sănătate sau până vine cineva la ei, și atunci dacă ei ar fi conectați la un aparat, cel puțin un ceas, care să fie conectat la un sistem în care un medic tot timpul să monitorizeze și în momentul în care constată o problemă gravă să poată să intervină, în sensul că ori se trimite o ambulanță, pentru că un pacient care este critic nu mai are capabilitatea de a-și solicita singur primul ajutor, și atunci, fiind într-o bază de date, automat se trimite intervenția sau îi se spune dacă încă este în capacitate de a fi cooperant, ce trebuie să facă până în momentul în care sosește echipajul medical.
E păcat pentru că suntem în secolul 21 și încă nu avem acces la aceasta. Dar asta înseamnă și costuri suplimentare, ridicate pentru până cei la urmă, care vin cred cu că viața proiect. Oamenilor e cea mai importantă și nu trebuie să investim în altceva, în mod deosebit spun aici, decât în sănătatea cetățenilor. Dacă nu avem un popor sănătos, nici nu putem să avem pretenția ca această națiune să ajungă să se dezvolte indiferent pe ce plan, decât cu oameni sănătoși. Acum, în măsura în care vom reuși să și abordăm aceste programe și să le punem în folosul cetățenilor, sperăm că România și ceea ce înseamnă guvern va înțelege că prioritatea în dezvoltarea unei națiuni este educația și sănătatea. E o problemă care apare în cel puțin în județul Hunedoara, legată și de consumul și prevenția legată de consumul de droguri. Am ajuns pe generală un loc și fruntaș, din ce în ce mai stringentă, da, exact. Și se pare că în școli a scăpat cumva de sub control partea asta de prevenție. Eu aș spune că la nivel național și la nivel global a scăpat de sub control acest fenomen. Da, încă noi nu conducem lumea, încercăm să conducem județul și atunci... Acele droguri nu sunt plantate în școli, nu răsar așa din betoane, ele sunt aduse în țară, în județ, în școli și așa mai departe, iar aceste grupuri extrem de vulnerabile, ne referim aici la acești tineri, acești adolescenți, sunt victime clare, din păcate. Da, legislația noastră e oarecum limitată în intervenție și aici, prin cei care sunt de specialitate și, bineînțeles, și prin Consiliul Județean, noi am putea veni cu propuneri pe care să le trimitem la guvern și să încercăm să creăm acest program de prevenire și intervenție în școli pentru ceea ce înseamnă consumul de droguri. Tot aici, cred că doamna Nicola are și unele soluții pentru problemele legate de consumul de droguri și chiar de secția de pediatrie. Da. Ați avut deja și astfel de întâlniri, să spunem, cu adolescenți care au consumat, poate, droguri? Da, și... din păcate, limita de vârstă este tot mai scăzută. Din păcate, numărul copiilor care se prezintă în secțiile de urgență este tot mai mare. Și noi nu avem la nivelul județului un centru de reabilitare. Da, am înțeles. În adevăratul sens al cuvântului. Pentru că, da, ajung în urgențe, dar ei când au plecat revin la viața dinainte. Ei ar trebui ajutați, reintegrați și să fie un centru de reabilitare în care ei să poată să intre în viața normală, să fie ajutat atât medicamentos cât și pe partea de psihoterapie. De asemenea, care consider că e deficitar la noi în județ, sunt atâția copii cu autism, din păcate, da. Care prin prisma mea aș dori în proiectele de viitor ale Consiliului Județean să fie inclusă înființarea unui compartiment de în cadrul secției de pediatrie care să se ocupe cu problemele copiilor cu autism. Acești copii, într-adevăr, trebuie să meargă în centrele universitare, unde e singura locație și specialiștii în măsură ca să-i reintegreze, să-i... Nu este o boală care se vindecă, dar se poate menține pe o linie de plutire. Dar acestea au nevoie... Și chiar se văd îmbunătățiri acolo, da. Unde există acei specialiști și, într-adevăr, da. Știu cum da, să lucreze cu acești copii. Da. Se pot vedea îmbunătățiri da, se substanțiale chiar. Se văd rezultatele și tocmai de aceea consider o necesitate această secție sau compartiment în cadrul secției de pediatrie. Pentru că, din păcate, avem foarte mulți copii și nici nu sunt posibilitățile părinților să mergi foarte des într-un centru, presupune costuri, suplimentare de transport și de cazare, pentru că acea terapie nu presupune o prezență doar de un minut, o oră, sunt zile în care sunt luni, săptămâni, ani în șir care necesită. Și atunci, dacă noi am avea, ar fi mai ușor pentru părinți să ajute copiii.
Da, și să nu uităm că majoritatea centrelor care există și în județul Hunedoara și la nivel național au fost înființate de către, în mare parte de către părinții unor astfel de copii, da, prin propriile lor puteri și mai puțin, sau nu știu, poate coexista la nivel național astfel de centre de stat, dar nu mi-e greu să cred. Nu. Multe este intervenția părinților care au trecut și au probleme. Și atunci, văzând prin ce probleme trec, prin ce obstacole, și-au unit forțele mai mulți părinți și au constituit aceste centre. Dar ar fi o urgență, zic eu, la nivel de județ. Acesta. Mă bucur să aud un astfel de proiect. Cred că sunteți și asta de-a lungul anilor și cam am ceva experiență în presa hunedoreană. Nu am auzit până acum un astfel de proiect venit din partea unor oameni care își doresc schimbare până la urmă și își doresc să se implice în societate. Sincer, vă felicit pentru această idee și cred că și părinții acestor copii sunt în asentimentul meu și al dumneavoastră, pentru că uneori uităm să fim și empatici. Asta e. Da. Din păcate. Investițiile sunt, zic eu, destul de posibil de făcut. Nu sunt niște investiții care să creeze probleme unui buget care e alocat, să zicem, de Consiliul Județean. Tot aici putem discuta și de problemele legate pentru cei care sunt tratați de cancer. Ne bucurăm că spitalul a reușit să obțină și să realizeze tratamentul pentru bolnavii de cancer, dar spitalul județean mă refer, dar aici avem o problemă legată de spațiile de cazare, pentru că o parte din pacienți care fac acest tratament nu au unde să, și cei care îi însoțesc, aparținătorii, nu au unde să fie cazați. Acum, posibilitățile de cazare la hoteluri și la pensiuni sunt costisitoare. Nu toți oricum își permit. Costă foarte mult tot ceea ce înseamnă tratament, da, și întreținerea acestor pacienți. Cred că nu toți își permit. Iar în municipiul Deva avem câteva internate părăsite care ar putea fi, eu știu, luate de către Consiliul Județean, reabilitate și făcut locuri de cazare în perioada în care oamenii cu aceste probleme urmează tratamentul în județ. Vorbim practic la spitalul de îngrijiri paliative. Pentru exact. Că este un vorba proiect și la nivelul episcopiei la mănăstirea Arsenie Boca, care acum se construiește, dar până atunci cred că ar fi util ca cei din noi care vom ajunge la Consiliul Județean să putem implementa acest proiect pentru tot ceea ce înseamnă asigurarea acestor spații minime pentru cazarea celor care au nevoie, pentru că aici am înțeles și doamna Nicola, cred că are mai multe informații, de modul în care se realizează acest tratament. Oamenii nu sunt cei care trebuie să rămână în spital să ocupe paturile, pentru că acolo sunt probleme poate mult mai urgente, dar ei trebuie să revină pentru, eu știu, analize sau aici, da, doamna, sunt cred că cazurile poate care, într-adevăr, sunt monitorizate și permanent supravegheate în spital, dar anumite cazuri care vin pentru schemele terapeutice, vin și fac acea schemă de tratament, după care ei trebuie să revină la reevaluare. Nu necesită strictă supraveghere și atunci ar fi beneficii aceste spații în care ei să rămână o zi, două, sub supraveghere, fiind aproape de spital, în apropierea unei unități medicale și în situația în care necesită o intervenție să poată să se deplaseze cât mai ușor și mai aproape de spital. Să în fie, prezent da, ei fac drumuri, fac practic, drumuri, nu? Da, da, și după tratament și așa, pacienții sunt este chiar destul de, să da, de compensați, pentru că este destul de agresiv. Tratamentul e benefică, o locație în care ei se poată să temporizeze o zi, două. Iar în spitalele din județul Hunedoara, cred că este imposibil nu, în prezent, că sau cel puțin nu există în prezent în nu, spitale astfel este de spații special amenajate pentru persoanele cu probleme oncologice. Nu, secțiile sunt cu paturi, dar din păcate numărul cazurilor oncologice este tot mai mare. Da, județul Hunedoara e cam campion, da, suntem, din păcate, la acest capitol. Da, din păcate, la da. Național.
național, mă refer. Suntem destul de sus cu numărul de cazuri și secțiile sunt foarte solicitate, deci chiar nu se poate. Ar fi chiar benefică o secție adiacentă sau un compartiment care să poată să monitorizeze. Și cred că s-ar identifica și resursele financiare necesare pentru a să fie construite astfel de spații sau reamenajate, cum sunt niște sume care să nu și le poată permite, da, Consiliul Județean, mai ales că sunt atâtea clădiri care nu-și găsesc utilitatea și stau părăsite pentru temir ce alte scopuri. Tot la nivelul județului sunt două sanatorii care sunt în subordinea Consiliul Județean și aici mă refer la sanatoriul TBC de la Brat și de la Gioagiu, care pe lângă ceea ce s-a aprobat în ultimele ședințe de Consiliul Județean privind dotarea și reabilitarea acestora pentru siguranța pacienților, credem că ar fi necesar și dotarea acestora cu aparatură medicală modernă pentru diagnosticare și tratament eficient, astfel încât să nu fie nevoie ca o parte din analize să fie efectuate la Spitalul Județean pentru a scurta timpul de eliberare a rezultatelor și în vederea stabilirii unor tratamente specifice. Doamna Nicola, cel puțin pe această linie, cred că e un specialist care ne poate da mai multe detalii privind modul în care ar trebui ca aceste analize să fie făcute și realizate chiar în cadrul acestor sanatorii. Și pentru uneori a putea cred că este asigura esențial, vital, ca rezultatele să fie cât mai rapide. Exact. Da, din păcate. Medicul să știe exact ce tratament administrează pacientului și așa mai departe. Da, din păcate, la sanatoriul din Gioagiu, în cadrul laboratorului de analize, nu au medic. Lucrează biolochimist, dar medicul care răspunde de sanatorie este un singur medic care are specializare pe partea de BK. Toate probele se aduc la secția de pneumologie de la Deva, unde este și laboratorul BK. Nu mi se pare normal, totuși, în secolul 21, pentru că presupune un transport special. Aceste probe sunt probe cu risc ridicat, să nu avem, totuși, un medic în care să pot fi afectate rezultatele unor astfel de analize dacă ele nu sunt transportate poate corespunzător, dacă perioada de timp de așteptare, practic, de când pleacă de la sanatoriu până când ajung aici la Deva este poate puțin mai mare. Totuși, să nu uităm, acele analize vin, presupun, pe cale rutieră, cu mașină, se întâmplă un accident, orice pe șosele se poate întâmpla, iar timpul Se prelungește. Deci pot fi rezultatele afectate. Sunt eronate, vă dați seama ce cele uzuale, într-adevăr, se fac, dar mi se pare normal să fie un medic care le validează, le interpretează și comunică rezultatul final medicului, clinicianului. Să existe un medic care să colaboreze cu clinicianul în cadrul spitalului și, într-adevăr, probele sunt aduse corespunzător, că vin, într-adevăr, există norme de transport care sunt în principiu respectate, dar pot să apară neprevăzut. Dar e normal totuși să fie personalul calificat și omul potrivit la locul potrivit, zic eu. În faza aceasta ar fi necesară. Și, într-adevăr, aceste spitale, din păcate, nu au suferit îmbunătățiri din punct de vedere al infrastructurii și nu e normal ca în secolul 21 într-o secție de pneumo să fie niște lipsuri de genul nu avem un lift de a transporta pacienții. Vorbim de secția de pneumologie din cadrul Spitalului Județean de urgență. Da, pacienții încă în secolul 21 sunt transportați pe scări cu targa. Tot aici, din câte am fost informați de o parte din pacienți, acolo sunt probleme și legate de grupurile sanitare și de dușuri, adică sunt insuficiente, mai ales că acolo e nevoie de o igienă corespunzătoare, pentru că bolile astea, am înțeles că se pot transmite destul de ușor. Pulmonare, și exact, care pot fi transmise foarte ușor. Credem că am putea veni în ceea ce urmează după alegeri cu soluții concrete de îmbunătățire, mai ales că cele două sanatorii funcționează în niște clădiri foarte vechi, care, din punctul nostru de vedere, ar trebui cumva reabilitate pentru
a putea, sau chiar dacă e nevoie să se construiască pentru pacienți alte clădiri în care să nu fie probleme legate de transmiterea bolilor nosocomiale. Care odată o altă mare problemă care de cele mai multe ori este ascunsă de către unii manageri de spitale. Dezinfecția, totul e... dacă se face iarăși cu soluții de alea super diluate, e clar că pot apărea probleme de transmitere a bolilor, altele decât cele pentru care au fost pacienții internați. Și aceasta este o problemă, cum spuneam, la nivel național, aceasta a infecțiilor nosocomiale, acele infecții bacterii pe care le culegem, între ghilimele spus, din spitale, tocmai pentru că uneori igiena nu este una corespunzătoare, curățenia nu se face așa cum trebuie și se mai miră unii că ajung la spital cu o boală și pleacă ești cu 3. Cu 10. Sau cu 10. Eu am fost mai optimistă, adică, totuși. Adică mai puține, da. Și adică intri cu una și ieși cu alta, tot nu e bine. Te duci acolo să ieși cumva sănătos sau reabilitat din punct de vedere medical. Pot fi combătute, doamna doctor, aceste probleme, aceste boli nosocomiale, aceste infecții, de fapt? Pot fi reduse semnificativ. Dar, într-adevăr, trebuie să avem de la spații care să fie conforme din punct de vedere al posibilităților de dezinfecție. Dacă noi avem un spațiu vechi care nu putem să-l dezinfectăm, să creăm condițiile de combatere a germenilor. Poate unii dintre cei care ne urmăresc vor spune, bun, avem o clădire veche, dar importantă este curățenia, nu? Adică e clădirea din 1800 toamna, dar dacă întreținem, dacă mai venim cu câteva îmbunătățiri, nu se pot... Da, trebuie într-adevăr, acum una se dezinfectează un tarchet și una unde avem faianță și o gresie care e toată spată, deci nu avem cum, e inevitabil să îndepărtăm toți germenii din toate, deci chiar nu mai se poate, chiar dacă sunt dezinfectantele și avem care sunt cu grad ridicat, nu avem. În Occident știu că la un moment dat spitalele care au trecut de un anumit termen se demolează pentru că n-au nicio șansă să scoată din pereți acești germeni și se construiesc. Vedem cum a fost spitalul de pediatrie din Deva, pentru că s-a renunțat la un moment dat în a mai reabilita și moderniza ceva, pentru că era mult prea veche clădirea. O să dai alte destinații acelei clădiri pentru, eu știu, chestii administrative și să creezi spațiile necesare conform cu ultimele cerințe la nivel european. Aș vrea să fac și câteva clarificări pentru că partidul nostru a fost oarecum învinuit de niște prezentări ale unor cazuri medicale care au fost în spitalul din județean din Deva. Noi am prezentat un caz, dar asta nu înseamnă că noi am avut ceva cu spitalul județean. Acea persoană care și-a prezentat păsul în acea postare de pe Facebook și-a asumat tot ceea ce a declarat acolo. Noi să facem și un scurt istoric pentru a înțelege și cei care ne urmăresc și poate nu cunosc cazul, să știe despre ce la secția de exact. Cardiologie a fost o doamnă care a spus că a avut probleme legate de modul în care s-a intervenit, n-a fost întrebată sau cel puțin în fișa medicală, din câte am înțeles noi, n-au fost trecute acolo problemele legate de alergie la anumite medicamente. Deși anamneza presupune de la când se constituie o foaie de observație, primul lucru, întrebi pacientul în anamneză dacă se știe alergie la vreun medicament. Dacă este conștient pacientul. Deci aia este obligatoriu, dacă nu, este aparținătorul care poate să pună la dispoziție anumite informații. Iar informația legată de faptul că dânsa s-a trezit la morgă, nu este băgată de noi în această discuție, pentru că e la morgă povestea, în condițiile în care era în viață. Era în viață, da, și am înțeles că
asistent ar fi făcut, mă rog, e un act medical de care noi nu putem să avem, eu știu, discuțiile ca și specialiști, dar în urma anchetei care s-a făcut acolo, am înțeles că au fost luate unele măsuri împotriva șefului de secție, acesta a fost schimbat. Considerăm că nu noi suntem cei care au făcut această chestiune, adică a fost o comisie și credem că dacă n-ar fi constatat nereguli în modul în care a fost tratată această pacientă, nu s-ar fi întâmplat schimbarea șefului de secție. Deci, n-avem practic, nici... pacienta respectivă a apelat la sprijinul dumneavoastră, da, sau să facem public, dumneavoastră să facem cazul. Public cazul. Restul era problema specialiștilor să vadă dacă ceea ce a prezentat această pacientă este real sau nu. Dacă, într-adevăr, nu a ajuns la morgă, asta e o altă poveste, dar noi nu am prezentat o chestiune care să, eu știu, incrimineze. Da, nu ne-am propus absolut nimic. Nu dorim și sunt convins că în Spitalul Județean sunt medici de calitate, știu ceea ce fac în domeniul lor și cred că mai sunt aceste mici scăpări, dar asta nu înseamnă că cineva are o problemă cu Spitalul Județean din Deva sau cu conducerea spitalului. Aici au fost interpretări ale președintului Consiliului Județean, care a spus că el a investit foarte mult în dezvoltarea spitalului și nimeni nu spune că nu s-au făcut eforturi în acest sens, dar aceste probleme n-au nicio legătură cu partea de investiții, ci de, sunt legate de actul medical. Act medical de care nici președintele Consiliului Județean nu poate să dispună, pentru că medicii nu sunt subordonați președintelui Consiliului Județean. Dar am vrut doar să clarific această situație, pentru că s-a tot bătut monede că AUR are ceva împotriva lui medicul X sau Y. Este foarte clar că nu avem nici cea mai mică problemă cu medicii din Spitalul Județean și nici cu ceea ce înseamnă actul medical care se întâmplă acolo. Am prezentat un caz, la cazul respectiv sau la măsurile care cei din comisie le-au considerat necesare. În rest, sperăm că și noi, când vom ajunge să fim în Consiliul Județean să conducem acesta, să sprijinim în continuare activitatea și tot ceea ce înseamnă dezvoltarea acestui spital atât de necesar la nivelul județului. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și nu o să vă las să plecați așa cu una, cu două, mai ales că dumneavoastră, doamna doctor, sunteți pentru prima dată aici în platoul emisiunii noastre. De ce vă doriți să vă implicați și în administrația județeană? Pentru că sunteți medic, aveți cu siguranță atât de multe lucruri de făcut bune pentru pacienții dumneavoastră. De ce alegeți să vă implicați și în administrație? Sau ce vă mână așa în această luptă? Tot ce m-a determinat să intru în această luptă a fost concluzia care am tras la finalul acestei caravane, care m-a sensibilizat foarte mult asupra problemelor tot mai grave și accesul limitat la sănătate. Deși lucrez în sistem, mă izbesc zilnic de diverse cazuri, adevărata problemă am văzut-o doar în momentul în care am fost pe teren. Și interacționând cu oamenii, văzând cât suferă din lipsa accesului la actul medical, am zis, poate prin contribuția, printr-o participare directă și implicare, aș aduce un plus de sănătate oamenilor care se bucură de orice mic sprijin, pentru că vârsta este tot mai mult care își spune cuvântul, pacienții vârstnici au multe probleme de sănătate și, din păcate, fiind singuri, greu accesibil, problemele financiare, distanța, toate împiedică și ajung în stadii terminale și nu se mai poate face nimic. Și consider că o intervenție în teren și un sprijin ar ajuta mult populația din județul nostru. Aceasta e motivul pentru care... Simțiți că puteți să faceți mai mult pentru toți mânedorenii până la urmă. Aș vrea să continui să fac ceva pentru județul meu. Domnule Mane, v-ați înconjurat de oameni specialiști, observ. Da, am încercat să creez o echipă care să vină prin expertiza lor, să vină cu soluții pe care să le prezentăm celor care
celor care le cerem votul, pentru că oamenii până la urmă trebuie să vadă că fiecare om la locul potrivit este ceea ce trebuie să se întâmple și această schimbare e necesară pentru că, cum spuneam, la un moment dat am și văzut o migrație puternică în perioada asta a unor cetățeni în diferite localități pentru a putea vota anumiți primari sau anumite... Nu mergeți pe ideea că se repopulează anumite zone, nu? Nu. Sau că și-au creat... avem parte în județ de comune care sunt cu câteva zeci de locuitori, și-au nu făcut sute. Mutații provizorii, sperăm noi doar ca să, eu știu, cunoască zona și nu pentru altceva, mai ales că se apropie alegerile, dar se pare că e un fenomen de migrație, tot la 4 ani se întâmplă chestia asta și, cum spuneam cetățenilor din zonă, domnule, încercați să mergeți la vot, să nu vă hotărască alții soarta pentru cei care sunteți din această localitate, din această comună, că la urma urmei vă hotărăsc, eu știu, musafirii, ceea ce aveți voi de făcut în continuare și vă stabilesc ei primarul în loc să stabiliți voi primarul în ceea ce urmează pentru următorii 4 ani de zile. Iar ceea ce spuneți dumneavoastră cu privire la această migrație din această perioadă, chiar ministrul afacerilor interne declara zilele trecute, domnul Cătălin Predoiu, că a crescut cu 112% cererile pentru viza de flotant față de alegerile precedente. Deci avem 112% mai mult față de ceea ce se întâmpla în alegerile precedente, declarația ministrului afacerilor interne. Nu inventăm noi, e o chestie care se vede cu ochiul liber în sensul negativ, spunem noi, pentru tot ce urmează ca alegeri în perioada următoare. Noi credem că pe 9 iunie AUR este soluția pentru acest județ și invit pe toți alegătorii care își doresc să intervină să participe la vot, să fie în număr cât mai mare participant la vot. Ceea ce vor vota ei în cabină, asta este problema fiecăruia din ei. Absolut, dar reprezentativitatea ei trebuie decide să existe prin numărul foarte mare de participanți. La asta vreau să mă refer. Restul din păcate, vedeți, sunt unele date statistice care arată că tinerii nu mai au un interes atât de mare sau un interes atât de crescut față de alegeri. Vă înspăimântă, să spunem, acest gând că tinerii nu sunt atât de interesați. Bun, acum aceste date statistice sunt făcute pe un anumit eșantion, nu este neapărat reprezentativ, dar cam acesta este trendul, să spunem. Este o problemă și povestea asta cu n-aveți ce să faceți, nu ne prezentăm la vot. Sau toți sunteți la fel? Pentru că da, și aici intervine cam asta o altă este problemă politică, rostogolită. Toți sunteți la fel. Da. E o poveste rostogolită pentru a demobiliza oamenii să se prezinte la vot. Băi, indiferent ce faceți, tot ăia ies. Indiferent cum faceți, tot nu o să o duceți mai bine. Și atunci oamenii sunt demobilizați, dar dacă mă gândesc că nu sunt toți naivi și să creadă o idee că nu mă duc să iau un pahar cu apă că mă ud. Nu, te duci să-ți iei acel pahar cu apă că poate nu te uiți și într-adevăr îți va fi de folos. De-aia spun că întotdeauna fiecare dintre noi trebuie să încercăm să schimbăm mentalitatea care atâția ani de zile a fost că indiferent ce votăm, tot iasă cine trebuie. Nu, eu cred că cu o prezență foarte mare la vot se pot schimba lucrurile și lucrurile astea se pot schimba în bine pentru cetățeni, nu pentru noi ca politicieni care astăzi suntem, mâine putem să nu mai existăm pe scena politică. Cetățenii trebuie să fie hotărâți să producă o schimbare, bineînțeles, dacă și-o doresc. Dacă nu și-o doresc, atunci mergem în continuare cu o poveste care se tot repetă de atâția zeci de ani și nu aduce nimic nou. Va fi o campanie electorală dificilă. Dumneavoastră, doamna Nicola, pentru prima dată într-o campanie electorală, da, în dată, acest da. Mod? Da, e prima dată. Aveți emoții? Nu. Sunt, zic, hotărâtă să merg până la capăt. Dacă mi-am asumat această decizie, vreau să pot să fac ceva și sper să fie util și să reușesc să fac ceva pentru județ, pe partea medicală.
Să ne așteptăm la ceva agitație în perioada următoare, domnule Mane? Sunt. Că aici la Deva știm că am avut agitație fel, și dumneavoastră din postura de consilier local de dezinformări la adresa unor partide. Suntem condamnați noi că suntem cumva naționaliști, dar mi se pare total aiurea să spui că dacă îți iubești națiunea, semenii, copiii, țara, înseamnă că trebuie să fii condamnat. O mare prostie, am mai auzit-o în ultima vreme pe televiziuni, că AUR dorește să scoată România din Uniunea Europeană. Nu s-a discutat problema asta, cel puțin la nivelul partidului, niciodată. Adică sunt transmise niște mesaje pentru cei care nu înțeleg, pentru a-i demobiliza pe oameni și a încerca să-i culpabilizeze pe cei care încearcă să facă o schimbare, respectiv pe cei din AUR. Eu cred că noi putem fi o soluție în momentul în care oamenii vor conștientiza că nu pot să meargă cu aceiași oameni și cu aceleași partide și să se întâmple schimbările pe care și le doresc de atâția ani, dar care nu se întâmplă. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și după 9 iunie. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm în cadrul emisiunilor noastre, pentru că sunt multe probleme și multe soluții, din câte observ, pe care le-ați și identificat deja. Vă mulțumesc tare mult! Da, și noi vă mulțumim. O zi bună! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!